Poltava. Poltava. Afirmativ. Tanchistul este cel mai bine în terenul de instrucție, au arătat-o militarii batalionului 2-4 tancuri cu zavodă din Galați, alături de partenerilor americani din batalionul 1-18 Vanguard. Un exercițiu în care bizonul cavalerilor negri a luat cu asalt centrul secundar de instruire pentru luptă Zmârdan, alături de Abramsul american. Felicitări și vă mulțumesc pentru efort! Bocancu out! Un exercițiu în care militarii români și americani și-au arătat măestria de a mânui coloșii de oțel. Am ținut în mod deosebit să văd tanchiștii la datorie, acolo unde ne stă nouă vină, pe terenul de instrucție. Am asistat la FR exercise cu plutonul de tancuri, exercițiul pe care îl apreciez că și-a îndeplinit obiectivele. Și-au demonstrat măestria în mânuirea tehnicii și, nu în ultimul rând, abilitățile de a lucra împreună cu partenerii din batalionul 18. La jumătatea lunii decembrie ne aflăm în poligonul Zmârdan pentru o ultimă activitate majoră împreună cu partenerii americani. Iată că ne aflăm la sfârșitul unui an plin de antrenamente și de exerciții pe care batalionul 284 tancuri cu zavodă din Galați le-a susținut și le-a desfășurat cu rezultate bune și foarte bune. Astăzi, în poligonul Zmârdan, am desfășurat un exercițiu tactic cu trageri de luptă de nivel pluton, la care a participat un pluton din cadrul batalionului 284 tancuri cu zavodă și un pluton din cadrul batalionului 118 din US Army. Această interoperabilitate de care se vorbește nu este numai un cuvânt, este un fapt. I think this was a great opportunity to both demonstrate our readiness and our combined resolve between ourselves and the Romanian land forces in doing a combined tank company platoon live fire exercise. So I think it was a great opportunity to both demonstrate our proficiency as well as the proficiency of our Romanian partners from the 284th Tank Battalion. Pentru Cavalerii Negri urmează un nou an plin de provocări, dar despre acestea în emisiunile noastre viitoare.